Bine ați venit după masa aceasta, la biserică, în casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în această după masă, la Psalmul 107. Da? Psalmul 107. Nu o să citesc întregul psalm, de fapt mesajul este din întregul psalm, dar nu o să citesc întregul psalm, este destul de lung, are 43 de versete, dar... O să citesc de la versetul 1 până la versetul 8 și după aceea o să citesc versetul 42 și 43. Da? Psalmul 107, de la versetul 1 până la versetul 8 și după aceea versetul 42 și 43. Dacă am găsit Biblie, textul acesta, Psalmul 107, vă rog să ne ridicăm pe picioare cinstea cuvântului lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zic că cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei privegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânjea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și versetul 42 și 43. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului. Amin. Amin. Vreau să vă ascult. După cum am spus, n-am citit întregul psalm, dar... Mesajul din după masa aceasta este din întregul psalm și o să mai citim versete din conținutul acestui psalm. Vedem, este începutul, psalmul 107 este începutul unei secțiuni din cartea psalmilor, pentru că și cartea psalmilor este împărțită pe niște secțiuni, vedem, este cartea a cincea în psalm și... Nu știm cine este psalmistul. Unii psalmi ne spune că este un psalm al lui David sau lui Asaf sau al lui Moise. Dar nu știm cine a scris psalmul acesta, dar oricum a fost inspirat de Dumnezeu, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Da? Aici psalmistul prezintă patru imagini, patru ilustrate în ce privește salvarea, care arată că povestea fiecăruia este diferită, dar totuși povestea fiecăruia este la fel. Psalmistul aici, cu siguranță că avea în vedere pe Israel, da? Dar acest psalm, cu siguranță că are aplicații și pentru noi. Nu există nimic ce poate simți sau experimenta o persoană care să nu fie descris undeva în psalm. Multe dintre cele mai minunate promisiuni din Biblie se găsesc în psalm. Așa că cartea psalmilor este o carte importantă în Cuvântul Dumnezeu. Toată Biblia, bineînțeles, este importantă, dar în special în cartea psalmilor vedem descris Orice poate simți un om, orice poate experimenta un om, este descris în cartea psalmilor. Da? Și aici psalmistul acesta, oricare ar fi fost el, după cum am spus, avea în vedere pe Israel, dar acest psalm are aplicații și pentru noi. Și aici el prezintă patru imagini, patru ilustrații diferite în ce privește salvarea, în care arată că povestea fiecăruia este diferită în ce privește salvarea, dar totuși, într-un anume fel, povestea fiecăruia este la fel. Și aici o să încep cu prima
imagine, prima ilustrată pe care o găsim în psalmul acesta, este salvare pentru cei pierduți în pustiu. Și ne descrie de la versetul 9, de la versetul 2 până la versetul 9. Și aici cred că psalmistul are în vedere călătoria lui Israel prin pustie. Știm că atunci când Israel a ieșit din Canaan, da? Din Egipt, ca să meargă spre Canaan, au călătorit 40 de ani în pustie și au experimentat diferite lucruri în pustie. Da? Și în unele situații, dar tot din cauza neascultării lor, au avut multe lipsuri, au întâmpinat multe greutăți prin pustie, dar totuși Dumnezeu le-a purtat de grijă și Dumnezeu i-a dus până în Canaan, în ciuda neascultării lor. Și în aceste versete, de la versetul 2 până la versetul 9, vedem salvare pentru cei pierduți în pustiu și psalmistul are în vedere aici călătoria lui Israel prin pustie din Egipt până în Canaan timp de 40 de ani. Acolo au văzut multe, foarte multe lucruri. Și după cum descrie el lucrul acesta, sufereau de foame și de sete și le tânjea sufletul în ei. Atunci în strâmtorarea lor a strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. După aceea, o altă imagine, o altă ilustrată pe care o prezintă psalmistul, este salvare pentru cei care erau în închisoare, în lanțul. Și aici el are în vedere captivitatea lui Israel timp de 70 de ani în Babilon. Și vedem lucrul acesta de la versetul 10 până la versetul 16. Cei ce ședeau în întuneric în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că ne socotiseră sfatul celor prea înalt. El a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și el i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, te-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Că cel a sfărâmat porți din aramă și a rupt zăvoare din fier. Și aici psalmistul prezintă salvare pentru cei care erau în închisoare și cu siguranță că se gândea la captivitatea lui Israel de 70 de ani în Babilon. Și știm că asta a fost din cauza neascultărilor de Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus din Egipt, au călătorit prin pustie 40 de ani, au ajuns în Canaan, au locuit o vreme acolo, câteva sute de ani în Canaan, dar după aceea n-au mai vrut să asculte de Domnul. Și atunci Dumnezeu a îngăduit ca să vină Imperiul Babilonian, să vină asupra Israelului, asupra Ierusalimului, au distrus Ierusalimul, au distrus templul din Ierusalim și pe mulți evrei au dus captivi în Babilon și au stat acolo timp de 70 de ani. Și psalmistul vede timpul acesta ca o închisoare pentru ei, în care ei nu aveau libertate. Dar Domnul le-a adus în cele din urmă în țara lor. După aceea, în al treilea rând, psalmistul prezintă aici în a treia imagine sau în a treia ilustrată salvare pentru cei care sunt grav bolnavi. De la versetul 17 până la versetul 22. Nebun prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunsese nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și el a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumit și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Salvare pentru cei care sunt grav bolnavi. Aici asta prezintă psalmistul. Dar cu privire la Israel, pentru că am spus că el avea în vedere pe Israel, da?
Asta era situația lui Israel la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Erau asupriți de Imperiul Roman și, într-adevăr, chiar și din punct de vedere al sănătății, erau mulți bolnavi în Israel, da? Și le spune în versetul 20 că a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Cine este cuvântul, dacă nu uităm? Domnul Iisus este cuvântul, da? Asta face referire la Domnul Iisus Hristos. Matei capitolul 8, versetul 16 și 17. Matei capitolul 8, versetul 16 și 17. Să vedem o împrejurare în care Domnul Iisus a vindecat mulți bolnavi. Seara a adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Asta era situația lui Israel la prima venire a Domnului Iisus. Când erau asupriți de Imperiul Roman, mulți dintre ei erau bolnavi. Dar Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul Său, ca să aducă nu doar însănătoșire pentru mulți, ci să aducă mântuirea sa. Și după aceea, în al patrulea rând, în Psalmul 107, psalmistul prezintă o altă imagine, o altă ilustrată, și anume salvare pentru cei care sunt în furtună pe mare, de la versetul 23 până la versetul 32. Cei ce se coborâsără pe mare în curăbi și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus sub furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc. Sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătineau ca un om beat. Și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Au oprit furtuna, a dus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. Salvare pentru cei care sunt în furtună pe mare. Și spuneam că avea în vedere pe Israel. Și aici face referire sau are în vedere pe Israel în necazul cel mare. De unde știa psalmistul acesta, aceste lucruri? Nu știa, dar Dumnezeu știa și a fost insuflat de Dumnezeu să scrie aceste cuvinte, pentru că Dumnezeu știa viitorul și Dumnezeu cunoaște viitorul, că Israel va trece prin necazul cel mare, da? Care este încă în viitor. Deci va trece, nu a trecut încă prin necazul. A trecut prin multe, dar nu încă prin necazul cel mare, da? Și știm, am discutat și azi dimineață despre lucrul acesta, că cei mântuiți, biserica va fi luată înainte de necazul cel mare, după aceea începe necazul cel mare, care se rezumă special la Israel și la lumea nemântuită care va rămâne în urmă, da? Și știm că cele din urmă, Dumnezeu salvează pe Israel de toate nenorocirile din necazul cel mare, da, pentru că anticristul va veni împotriva lor, va căuta distrugerea poporului Israel, dar Dumnezeu îi va salva. Și spune că îi va duce la limanul dorit. Deci salvare pentru cei care sunt în furtună pe mare reprezintă Israelul în necazul cel mare, care sunt trecuți prin această mare tulburare, dar în cele din urmă sunt duși la limanul dorit, sunt duși în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că necazul cel mare, de ce este urmat? De ce este urmat necazul cel mare? Este urmat de împărăția milenară a Domnului Iisus Hristos. Da? Pentru că, dacă ne uităm puțin la o cronologie a evenimentelor, potrivit Scripturii, potrivit Bibliei, știm că următorul eveniment din punct de vedere profetic, din punct de vedere al profeției biblice, este răpirea, da? Când Domnul Iisus vine
să ia pe ai săi, pe cei nemântuiți, da, la cer, și cei morți în Hristos să învieze, da, și să fie luați la cer. Și după acest eveniment începe necazul cel mare pe pământ timp de 7 ani, în care este vizat Israelul, lumea nemântuită care rămâne în urmă. Și la sfârșitul necazului cel mare, Domnul Iisus vine din nou pe acest pământ în mod vizibil și instaurează împărăția sa de 1000 de ani, o împărăție prosperă, cum n-a mai fost undeva, fi pace și prosperitate. Da? Necazul cel mare, deci, este urmat de împărăția milenară a Domnului Iisus și practic asta este descris aici, după aceea, în versetele următoare, în psalmul acesta. Da? Pentru că este specific împărăția milenară ce spune în versetul, de la versetul 33 până la versetul 42. Spune așa: El preface râurile în pustiu și zboarele de apă în pământ uscat. Deci asta este specific împărăției milenare a Domnului Iisus. După aia versetul 34 înainte. Țara roditoare în țară sărată din pricina răutății locuitorilor ei, și știm versete că dacă unii oameni nu-i vor da cinste lui Dumnezeu, unele popoare în timpul acestei împărății, nu va ploa peste ele. Da? Lucruri specifice împărăției. Versetul 35. Tot el preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o oare să desc vii și le culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțește spus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuplire, nenorocire și suferință, el varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum. Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană vă duc la acesta și se bucură și orice nelegiuire și închide gura. Lucrurile astea descrise în aceste versete sunt specifice împărăției milenare. Da? Deci vedem, prezintă 4 imagini a salvării lui Dumnezeu pentru Israel. 4 povești diferite, dar totuși într-un anume fel. Povestea fiecăruia este la fel. Da? În ceea ce privește salvare. Da? Toți, dacă uităm și la noi, da? În ceea ce privește mântuirea, toți avem povestea noastră, da? Cum pribegeam în lumea aceasta, cum eram în păcat, cum Domnul ne-a chemat și cum am fost mântuiți, da? Toți avem propria poveste, dar până la urmă este aceeași poveste a mântuirii, cum Domnul Iisus ne-a mântuit, pentru că toți suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aici, în psalmul acesta, am văzut și bunătatea lui Dumnezeu față de Israel și față de noi. Pentru că El s-a uitat spre poporul Său când ei au strigat către El și i-a izbăvit. Și le-a arătat bunătate. Și la fel ne-a arătat bunătate și nouă. Cea mai mare bunătate și dragoste pe care a arătat-o Dumnezeu față de noi este că L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre. Să putem să avem mântuire, să putem să avem speranță, să putem să avem viață veșnică. Dumnezeu și-a arătat salvarea sa, mântuirea sa, bunătatea sa. Dar întotdeauna a fost eșecul omului de a-i mulțumi și de a lăuda pe Dumnezeu pentru salvarea și bunătatea lui. Întotdeauna omul a eșuat în a-i mulțumi lui Dumnezeu și a lăuda pe Dumnezeu. Vedem chiar și aici. De aceea psalmistul, la fiecare sfârșit de poveste, la fiecare sfârșit de ilustrată, spune: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. De 4 ori El spune lucrul acesta, la sfârșitul fiecărei povești, la sfârșitul fiecărei ilustrate. Ceea ce reprezintă eșecul omului. Că omul eșuează în a-i mulțumi lui Dumnezeu. Omul eșuează în a lăuda pe Domnul pentru ce a făcut Dumnezeu, pentru bunătatea Lui. Și de aceea spune psalmistul: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. O, de-ar face așa. El a făcut
multe pentru ei. I-au strigat către el în strânturarea lor, au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit, i-a ajutat în toate cele patru cazuri. Dar la urmă ei eșuiază. Da. Asta este de fapt și povestea multor oameni, povestea multora dintre noi. Domnul ne-a salvat, ne-a mântuit, dar după aceea eșuăm în a-i mulțumi, în a lăuda. Am strigat către Domnul, Domnul ne-a ajutat, ne-am văzut pusaci în căruță și după aceea am uitat să-i mulțumim. Da? Am uitat să ne gândim la bunătatea Lui. Am uitat să îl lăudăm pe Domnul. Și de aceea vedem că totdeauna eșecul este al omului. De aceea la sfârșitul fiecărei povești, la sfârșitul fiecărei ilustrate, psalmistul spune, o, de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Pentru că ei nu fac asta. O, de a face ei așa. La ce ar trebui să ne îndemne bunătatea Lui Dumnezeu? Pentru că bunătatea Lui Dumnezeu, când vezi bunătatea Lui Dumnezeu, când simți bunătatea Lui Dumnezeu, asta ar trebui să te îndemne la ceva. Asta ar trebui să ne îndemne la ceva. La ce ar trebui să ne îndemne bunătatea Lui Dumnezeu? Și vedem bunătatea Lui Dumnezeu peste tot în viața noastră. Da? Cine nu a experimentat vreodată bunătatea Lui Dumnezeu? Orice om a experimentat bunătatea Lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu își arăvastă bunătatea. Dar chiar și prin faptul că vedem lumina zilei. Prin faptul că Dumnezeu ne dă atâtea lucruri. Da? Dar cel mai mare, cea mai mare dovadă a bunătății Lui Dumnezeu și a dragostei sale este că L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să vină pe acest pământ și să moară în locul nostru pentru păcatele noastre. Ca noi, prin credința în El, să putem să avem viață veșnică, să putem să avem mântuirea Lui, să putem să fim în cer. Da? Asta este cea mai mare dovadă a bunătății Lui Dumnezeu. Și când ne gândim la bunătatea Lui Dumnezeu, când înțelegem bunătatea Lui Dumnezeu, la ce ar trebui să ne îndemne această bunătate a Lui Dumnezeu? În primul rând, la pocăință. Da? La pocăință. Ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în Romani, capitolul 2, versetul 4, Roman, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Unii disprețuiesc bunătatea Lui Dumnezeu. Dar, de fapt, bunătatea Lui Dumnezeu ar trebui să ne îndemne la pocăință, să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta ne îndeamnă bunătatea Lui Dumnezeu, da? Când vezi că Dumnezeu este bun cu tine, nu înseamnă că trebuie să abuzezi de bunătatea Lui Dumnezeu, ci să te întorci la Dumnezeu, da? Și se cer Lui iertare, se cer Lui milă și îndurare când vezi bunătatea Lui Dumnezeu, da? Nu ar trebui să fie un abuz față de bunătatea Lui Dumnezeu, pentru că asta, vedem, este de fapt o comparație aici. Sau disprețuiești tu bunătățile, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, da? Și în comparație cu disprețul bunătății, ar trebui să fie că bunătatea Lui Dumnezeu trebuie să ne îndemne la pocăință. Nu disprețui bunătatea, nu abuza de bunătatea Lui Dumnezeu, ci din contră, bunătatea Lui Dumnezeu trebuie să te îndemne la pocăință, să te întorci la Dumnezeu. Și ce înseamnă pocăință? Da? Înseamnă schimbarea minții, care înseamnă să-ți întorci fața către Dumnezeu. Da? Când te gândești la bunătatea Lui Dumnezeu și când înțelegi bunătatea Lui Dumnezeu, trebuie să te îndemne la pocăință. Da? La ce ar mai trebui să ne îndemne bunătatea Lui Dumnezeu? La laudă pentru Dumnezeu, să-L lauzi, da? Și de patru ori psalmistul repetă fraza despre a lăuda pe Domnul. Am menționat lucrul acesta. O, de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Da? Când te gândești, când experimentezi bunătatea Lui Dumnezeu, când înțelegi bunătatea Lui Dumnezeu, asta trebuie să te îndemne să-L lauzi pe Domnul. Da? De patru ori, la sfârșitul fiecărei povești, psalmistul menționează aceasta. Lauda pentru Domnul. Ba chiar cu asta și începe el psalmul în versetul 1.
Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa începe psalmul acesta, cu laudă pentru Domnul, cu un demn de laudă pentru Domnul. Cum poți să lauzi pe Domnul? Ascultând de cuvântul Său, făcând voia Sa, predându-ți viața Lui, așa poți să lauzi pe Domnul. Nu înseamnă doar să cânți, da, a lăuda pe Domnul, nu înseamnă doar să cânți, ci prin viața ta, prin trăirea ta, prin dedicarea ta, poți să lauzi pe Domnul. Și Domnul să fie lăudat prin ceea ce fac, da? La ce ar trebui să ne îndemne bunătatea lui Dumnezeu când vezi, când experimentezi bunătatea lui Dumnezeu, când o înțelegi? Te îndeamnă la pocăință. Te îndeamnă la a lăuda pe Domnul, da? Și asta spunea psalmistul, când ei au experimentat Israelul, de fiecare dată au experimentat bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, îndeamnă la laudă. Laudă-L pe Domnul, da? Ce, la ce ne mai îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu? La mulțumire și recunoștință. Cunoaștem întâmplarea cu cei 10 leproși din Luca, capitolul 17, da? Ne spune acolo, nu o să citesc neapărat textul acesta, dar găsim acolo că Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și în Galileea și l-au întâmpinat 10 leproși. Da? Pentru că leproșii erau scoși din comunitate, erau scoși din localitate și trebuia să trăiască singuri. Da? Să se grijească unul pe altul pentru că erau neacceptați în comunitate. Pentru că aveau o boală care era contagioasă. Și așa că erau izolați de lume. Și acești leproși au venit la Domnul Iisus și în primul rând El nu i-a alungat. De fapt, orice altă persoană i-ar fi alungat și să spune plecați de aici, nu vă apropiați de mine. Vede, în primul rând Domnul Iisus nu i-a alungat, ci Domnul Iisus le-a spus duceți-vă, arătați-vă preoților. Și ei au făcut așa și au fost curățiți, da? Nu neapărat asta a fost minunea că ei dacă se arătau preoților, dar era mai mult un semn pentru preoți să vadă că Mesia este în lume. Nu intru acum în detaliile despre asta, dar mă rog, au fost curățiți, au fost vindecați de boala lor, 10 dintre ei, da? Cât s-au întors? Unul s-a întors, da? Și de fapt ăsta nici nu era evreu, era samaritean. De la ăsta Domnul Iisus se aștepta cel mai puțin. Da? Domnul Iisus a spus, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Pentru că ăsta era samaritean, dar ne spune versetul 16 din Luca 17. Da? De tocmai de la asta Domnul Iisus se aștepta cel mai puțin, dar ăsta a venit și a mulțumit. Vedem eșecul omului de a mulțumi, de a avea recunoștință pentru bunătatea lui Dumnezeu. Vedem cât de puțin oamenii apreciază bunătatea lui Dumnezeu. Apreciezi tu bunătatea lui Dumnezeu? Sau măcar ai observat bunătatea lui Dumnezeu? Biblia ne spune că cei înțelepți observă bunătatea lui Dumnezeu. În versetul 43. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului. Apreciem bunătatea lui Dumnezeu, observăm bunătatea lui Dumnezeu, dacă apreciezi, dacă mulțumești, dacă ai recunoștință, înseamnă că ai înțelepciune. Pentru că Biblia ne spune că cei înțelepți observă bunătatea lui Dumnezeu. Oamenii ignorați nu observă nimic. Da? Se bucură de bunătatea lui Dumnezeu, de ceea ce oferă Dumnezeu, dar nu îi mulțumesc, nu îl laudă, nu se întorc
la Dumnezeu, dar pur și simplu sunt ignoranți față de bunătatea lui Dumnezeu. Disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu, abuzează de bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă ai cunoscut bunătatea lui Dumnezeu, ai experimentat bunătatea lui Dumnezeu, ai înțeles-o. Asta trebuie să ne îndemne la pocăință, la a lăuda pe Dumnezeu, la mulțumire și recunoștință. Ești mulțumitor pentru ce ți-a dat Dumnezeu? Ești mulțumitor pentru mântuire? Că Domnul te-a salvat, te-a mântuit, ți-a dat viață veșnică? Ești mulțumitor pentru aceste lucruri? Da? Trăiești ca un om mulțumitor pentru aceste lucruri? Spui altora despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos? Sau dacă ești nemântuit, nu vrei să fii mântuit? El vrea să-ți ofere mântuirea asta. Vrea să-ți ofere viață veșnică, vrea să-ți ofere iertare. Nu refuza, nu amâna. A citit o întâmplare care spune că undeva prin anul 1830, în Statele Unite, era un om pe nume George Wilson, care a fost condamnat pentru că a jefuit poșta Statelor Unite. Și a fost condamnat la spânzurare. Asta era pedeapsa în acele zile. Iar președintele american din vremea aceea a emis o grațiere. Știți ce înseamnă grațiere? A-l iertat pe omul acesta, pe Wilson. Dar Wilson a refuzat să accepte grațierea. Și problema aceasta a ajuns la șeful justiției în Statele Unite, care a concluzionat că Wilson ar trebui să fie executat. Și spunea șeful justiției, o grațiere este doar o foaie de hârtie, a cărei valoare este determinată de acceptarea persoanei care urmează să fie grațiată. Dacă este refuzată, nu există iertare. George Wilson trebuie să fie spânzurat. Ce înțelegem de aici? Pentru unii iertarea, grațierea, vine prea târziu. Dar pentru unii, grațierea, iertarea nu este acceptată. Omul acesta n-a acceptat grațierea. Și putea să fie iertat. Tot așa, pentru sau mulți oameni nu acceptă mântuirea Domnului Iisus, salvarea asta. Ea le este oferită. Da? Ea le este dată. Salvarea sa, mântuirea sa, viața veșnică. Dar ei nu acceptă. Ce vei face tu? Vei accepta mântuirea Domnului Iisus Hristos? Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ești păcătos, că ești pierdut. Și crede că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și cere Lui să te salveze. Și El promite că te va salva. În Roman, capitolul 10, versetul 13, Domnul Iisus spune, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. El îți oferă mântuirea sa, îți oferă salvarea sa, îți oferă iertare, îți oferă viață veșnică. Vrei să accepți lucrul acesta? Sau vei fi ca omul acesta care a refuzat grație, a refuzat iertare. Ce vei face? Vei accepta mântuirea Domnului Iisus? Prețul oricum a fost plătit. Și dacă vei accepta mântuirea Lui, El te va salva, te va mântui, îți va oferi viață veșnică. Și vei fi în cer cu Domnul. Și din momentul în care ești mântuit, ești salvat. Poți să începi să lauzi pe Domnul. Poți să trăiești, să începi să trăiești o viață pentru El. O viață în care să lauzi. O viață de mulțumire. O viață de recunoștință. La fel cum era cazul lui Israel aici, în cele patru ilustrate, se aștepta psalmistul ca ei să vină să laude pe Domnul. A fost mântuiți, a fost salvați din diferite ocazii, din diferite strâmtorări. Și se aștepta ca ei să laude.
dacă ai fost mântuit, dacă ai fost salvat, laudă pe Domnul. Da? Și dacă încă nu ai fost mântuit, poți să vii astăzi la Domnul Iisus. Se cer lui iertare. Se cer lui să te salveze și El te va salva, te va mântui, îți va oferi viață veșnică. Și poți să lauzi pe Domnul. Poți să trăiești o viață de mulțumire și de recunoștință pentru ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Și să fii recunoscător că El a plătit prețul. Prețul pe care niciodată eu sau tu nu puteam plăti. A fost un preț mare. A fost viața Domnului Iisus Hristos care a fost dată pentru ca noi să putem să fim mântuiți, ca noi să putem să fim iertați. O, te-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin.